La doar 10 km de municipiul Buzău, în comuna Vernești, se întinde pe o suprafață de 3 hectare o plantație de mure și smeură. Este afacerea unui buzoian care, în urmă cu câțiva ani, a cumpărat teren în zonă fără să se gândească la ceea ce urma să facă cu el. La acel moment era doar o afacere imobiliară. Astăzi, însă, Marian Tudor are la Vernești cea mai mare plantație de fructe de pădure din județ. Iar după ce afacerea sa a fost mediatizată în mediul virtual, a devenit și cea mai cunoscută. Cultivatorul produce aproximativ 10 tone de mure și zmeur anual, iar întreaga cantitate o vinde clienților din toată țara, prin comenzi online. Domnule Tudor, cum a ajuns un inginer metalurg să fie producător de succes? În primul rând, mie agricultura nu mi-a plăcut. Niciodată nu mi-a plăcut agricultura. Întâmplarea a făcut că acum 8 ani de zile, 9 ani de zile, de fapt, să cumpăr acest teren, care voiam să-l folosesc în alte scopuri. Dar un vecin de aici avea un soi de plantă, acest mur, de fapt alt soi de mur, tonfrin, nu Navajo. Am gustat din el și mi-a plăcut. Păi zic, da, zic, ce e ăsta așa înalt, viță de vie? Zice, nu măi, ăsta e mur. Zic, n-am mai văzut. Zic, o să fac și eu treaba asta. Zic, pentru că îmi place cum arată, zic, se poate face boltă din el, zic, se pot face mai multe lucruri. Și m-am apucat să studiez. Tot întâmplarea, ca să vedeți ce înseamnă, așa, am o rudă care este în Olanda. Acolo m-am întâlnit, în vizită la ea, m-am întâlnit cu un român care lucra în Belgia la o de-asta, la o plantație de muri. La ei plantația de muri e mare, 50 de hectare. Și din vorbă în vorbă, mi-a explicat cum să face, cum să plantează, cum, doar că mi-a zis că trebuie să fii foarte atent cu ei, că sunt cum sunt copiii aia mici. Trebuie de la început, dacă îi înveți cu terenul, cu apa și să obișnuiesc cu clima, adică încep să producă. Mai întâi a fost documentarea, spuneți. Ați citit singur cărți, da, de pe internet. După cum internet v-ați documentat? Am citit. După internet am citit foarte mult. Și ce mi-a plăcut, că am încercat prima oară cu tonfrii, am încercat pe urmă cu chester, am încercat cu mai multe soiuri de mult să văd care prind locului. Dar cum ați ajuns să cumpărați butașii? Pentru că aveți o întreagă istorie. Povestea e lungă. Vrem să o auzim și noi. După ce mi-a povestit el cum lucrează la plantație și asta, am zis, mă, vreau și eu. Băi, zice, nu prea se poate așa, știi că e un soi mai deosebit. Cu chiu cu vai, nu vă explic cum, am reușit să cumpăr 2500 de fire. Aduse în țară, mă rog, nu intru în prea multe amănunte. Așa, și erau niște firicele mici, subțiri. Eu aveam o garsonieră în București pe care am vândut-o. De fapt, soția a avut garsonieră, am vândut-o. Voiam să iau fete, o garsonieră în Constanța. Aveam bani în cont. Când a sosit cel cu, ce să vă zic, era o cutie cu niște plântuțe. Când a sosit cel cu plântuțele, mi-a zis, zice, domnule, 2 euro. Oh, planta. Planta. Adică 5400 de euro. Am stat de vorbă cu verișoara mea, am spus, băi, zic, cam scump, zice, stai puțin, zice, de ce, că așa se vând. Este 2 euro 500, 3 euro, zice, nu, zice, un soi deosebit. Navajo, Summerlung, genul ăsta de plantă, e ceva deosebit. Bun. M-am dus, am scos banii, fără să știe soția, bineînțeles. Am luat plantele, le-am pus în mașină, în cutiuță și am stat și m-am gândit, zic, băi, e seară, mâine trebuie să le pun. Am luat băieții de la firmă, noi avem cu totul și cu totul altă treabă, nu pun de IT, de alte, deci de la metalurgie la IT, e diferență mare. Și agricultura. A doua zi, toți băieții de la firmă, 6 băieți, ne-au apucat și am început să punem. Fără să pregătiți terenul? Fără? Nimic n-am pregătit. Adică am mers la risc. Vă dați seama, să dai 5400 de euro pe ceva care nu știi, dar studiasem înainte. Și mi-a explicat, Marian îl cheamă, prietenul din Belgia, mi-a explicat cum să pun, cum să-i aranjez și toate astea. Bă, zic, cât am pierdut? Pierd niște bani până la urmă, dar merită să încerc. Și ce vedeți, uitați, s-au prins. Am încercat și cu tonfrii. S-au prins atunci toate plantele sau ați avut și pierderi? Pentru că știu că aveți o întreagă istorie și soția v-a scuturat un pic. Sunt multe de povestit.
Așa, și urmă am început să pun șpalieri, am început din ce în ce să investesc. Începutul a fost greu, mai ales că în momentul în care a pornit la drum, a investit serios. Fiecare fir de mur l-a costat 2 euro, iar la final a plătit o mică avere. Pentru a avea banii necesari dezvoltării afacerii, a făcut credite și alte sacrificii. A riscat și a câștigat, însă nu oricum, ci după ce a studiat îndelung și a aflat că terenul deținut era aur curat pentru ceea ce își propusese, pământul nisipos pe care în trecut fusese o livadă de caiș, fiind perfect și pentru o plantație de arbuști. De atunci au trecut 7 ani, iar acum bărbatul se bucură că de la o plantație din întâmplare a ajuns la o adevărată afacere, care îi aduce și profit. Are aproximativ 2600 de arbuști de mur și se așteaptă la o producție de câteva tone. De la primii butași plantași până acum au trecut 7 ani. Cum a mers afacerea în toți acești 7 ani și care e producția în acest moment? Deci, de la an la an, producția e mai bună. Doar că, și bine, comparativ cu anul trecut, dacă în aprilie n-ar fi fost zăpada aceea, așa, cred că erau mult mai plini mori. Producția e scăzută anul ăsta cu vreo 10%. 10, chiar 12% față de anul trecut, față de acum 2 ani, față de acum 3 ani. Dar ne ridică puțin noua parcelă care a început să producă. Noua parcelă pusă acum 2 ani de zile. Pe ce suprafață aveți acum, se întinde acum plantați? Păi 3 hectare și 700 sunt cam așa, 3 hectare și 680, mai exact. Cam care e producția pe plantă? Știu că e o plantă spectaculoasă și Deci, din punctul acesta de vedere. haide să vă zic ceva. Acum 3 ani de zile a venit un cadru militar aici la noi și primul lucru când a intrat pe poartă, știi ce a făcut? Mi-a cerut o găleată. M-am uitat la el, era îmbrăcat și în ofițer și zice, domne, dați-mi o găleată. Zic, ce, ați venit să beți apă? Spuneți-mi, nu, domne, vreau eu cu mâna mea să adun. Și a ales exact, nu, ăsta era de aici. Ăsta de aici era tufa de mur care a ales-o. Câte kilograme credeți că a ales? A cules. 14,5 kg, 14,3 kg mai exact. A rămas mască, ce domne, nu credeam că poate să facă o plantă, un arbust, atâtea fructe. Da? După care a venit în toamnă și a cumpărat 2000 de butași de la mine. Așa că a zis, zice, nu, nu-mi vine să cred. În primul rând, soiul ăsta, soiul Navajo, Summerlung, de ce zice Summerlung? Pentru că lungimea arbustului ajunge la 6-8 metri. Mai e și Navajo simplu. Navajo simplu e mai scund ca asta, doar că ăsta face fructele puțin mai dulci, mult mai dulci. La noi în țară sunt 7 soiuri de muri care se vehiculează. Navajo, Chesterul, Vanu, Polarul și mai e un soi, Triple Crown. Și care Toate. se pretează cel mai bine pentru soiul, pentru solul nostru? Deci, câte tipuri de mere avem în țară? 10. Fiecare măr are caracteristica lui, așa și murul. Soiul ăsta de Navajo, fructul este mai dulce. Tonfriu are un gust acrișor. Polarul are un gust ca de cafea, așa. Deci dulce acrișor. Deci fiecare fruct are genul lui de caracteristică. Cum întrețineți plantația? Care este secretul? Dacă îți place ceea ce faci, totul o să iasă cum trebuie. Cum reușiți să mențineți plantația asta așa cum o vedem și de la an la an să fie tot mai productivă? În momentul în care ai o floare și o îngrijești, totdeauna va fi ceva frumos. Așa sunt și murii. Perioada cea mai frumoasă e momentul în care încep să înflorească. Și în momentul în care încep să înflorească, îți dai seama ca în ce producție poți să ai. În aprilie, v-am zis, m-a deziluzionat puțin vremea. Deci începuseră să dea muguri. În alea 2 zile cât a fost gheața aceea, s-a cam... Am crezut că nu o să reziste, dar au rezistat. Văd prin plantația de mure tot felul de pomi fructiferi. Care e rostul lor? Așa cum bine știm, pomii fructiferi absorb radiațiile din atmosferă și țin și umbră pentru muri. Asta chiar au nevoie de așa ceva. Soiul ăsta de muri este un soi de mure elvețian. Navajo îi zice după cel care l-a creat. Vă dați seama că Elveția totuși este o țară nordică. La noi s-au aclimatizat, dar totuși mai au nevoie de ceva umbră. De asta am și pus pomii pe între ei.
Dintr-o întâmplare, buzoianul a ajuns să cultive și zmeură. Cu 4 ani în urmă, a găsit rătăcite printre butașii de mur pe care îi cumpărase și câteva fire de zmeură. Cum ați ajuns și la o plantație de zmeură? Printre firicelele acelea de muri, așa, au fost și câteva firicele de zmeură. Le-am pus separat să văd cum se comportă și s-au comportat foarte bine. Și am zis să poată face două lucruri, și mur și zmeură. Diferența între mur și zmeură e că zmeura este mai migăloasă. Murul nu e așa pretențios. Și cere apă mai multă, zmeura, față de mur. Ce soiuri avem aici și pe cât se întinde plantația de zmeură? Păi plantația de zmeură se întinde pe un hectar și 400 și... Un hectar 450, parcă, sau 430, n-am așa. Eu mă iau după numărul de șpalieri și după numărul de plăntuțe care sunt. Soiul este Cayuga, Olimpia și Polka. Olimpia am scos, soi românesc, dar produce o singură dată. Dar, în schimb, Cayuga mi se pare cel mai rentabil soi. Polka e mare, frumoasă, arătoasă, dar nu. Cayuga are și gust și aromă, e și rentabilă, e productivă. Care sunt greutățile cu care v-ați confruntat de-a lungul timpului? Mi-ați spus despre vreme, dar cu siguranță mai sunt și altele. Și forța de muncă e o problemă. Forța de muncă e o problemă. Cauți să chem, să cauți să angajezi? Nu. Greu. Vin o zi, două, probabil că vara asta a fost și cald, a fost foarte cald și de asta e o mare problemă, forța de muncă. Practic aveți nevoie de oameni și pentru întreținere, dar și pentru cules. Și pentru întreținere, dar am dat și anunțuri. Și în ziar, și pe internet. Nu. S-au prezentat câțiva, m-au văzut despre ce e vorba, au venit o zi, două, trei, n-am mai venit. De asta nici nu pot să... Tot timpul apar alți oameni. Nu stau în permanență. Și cum vi se pare fenomenul în condițiile în care foarte mulți oameni pleacă la agricultură, în străinătate, la cules de căpșuni, zbeură? Păi da, pentru că aici la noi... Sunt alte condiții față de Occident. Acolo se lucrează. 24 din 24 le lucreze. Aici omul e obișnuit să stea mai mult pe acasă. Dacă îl chem la treabă, zice, a, domnule, vin o zi, a doua să văd dacă, a treia știi că nu prea e bine că am ajutor social de la primărie și tot așa. Adică statul încurajează chestia asta. Eu așa cred. Despre ce producție vorbim în Azmeur? Păi, cam la hectar se obține cam 700-800 de kilograme, 900, depinde de timp. E o afacere profitabilă ceea ce faceți dumneavoastră? Este o afacere profitabilă dacă o faci în familie mai mult decât... Pentru că omul care a venit în prima zi trebuie să-l înveți să culeagă. A doua zi trebuie să-l urmărești, să vezi cum culege. A treia zi vezi că nu-ți mai vine. Și nu, trebuie, am câțiva oameni care i-am de 5 ani, care și iarna și vara îi plătesc chiar dacă nu-i de lucru, dar știu că sunt oameni permanenți aici. Plantația de la Vernești este cea mai mare din județ, renumită de altfel și prin soiurile alese de fructe, unele dintre ele renumite peste hotare. Are o producție uriașă, fructele mari cu aromă minunată, iar perioada de recoltare durează luni întregi, ultimul cules fiind prin luna octombrie, ceea ce înseamnă un venit pe timp îndelungat, iar comenzile vin una după alta. Cum vă descurcați cu desfacerea? Aveți o cantitate impresionantă de fructe de cules în fiecare sezon. Cu desfacerea e simplu acum. A fost mai greu în primii ani, acum 4 ani, 5 ani. Acum vin familii să culeagă, îi las să culeagă și ce culeg se cântărește, se plătește. Iar pentru cantitate mai mare vin angrosiști, cei care iau pentru piață. Cu magazinele, cu marketurile, supermarketurile, nu m-am băgat încă pentru că au niște condiții mai deosebite. Vor ca valabilitatea fructelor să fie cel puțin 4 zile, ori astea după 2 zile. Eu chiar sunt mirat că sunt multe fructe aduse din Polonia, din de unde și mure. Restă 4, 5, 6, 7 zile. Sunt altfel. Dar cum ați ajuns la clienți? Vă întreb pentru că aveți o poveste mai aparte. Clienții au venit după internet. După internet au venit. Ați făcut o pagină pe o rețea de socializare? Un băiat de la mine de la firmă a avut bună inspirație și o idee extraordinară, a făcut o pagină pe Facebook. Și tot el s-a ocupat. Este chiar dincolo, se ocupă de cântărire.
Și el s-a ocupat de pagina asta. Și datorită paginii care am pus-o când sunt 2 ani de zile de când e pagina, să știți că oamenii au început să ne cunoască și vin direct aici. Am ajuns în ultima perioadă să nu facem față la comenzi. Deci chiar nu facem față la comenzi. De unde vin oamenii? De unde sunt clienții noastre? Păi avem un client care vine din Suceava acum. Și vine din Suceava, are o pensiune acolo și plac genul ăsta de mure. Zmeura care e la noi. Nu o tratăm, deci este naturală și zmeura și murul. Singurul lucru cu care tratăm așa ceva este o soluție care e pe bază de muguri de brad, de urzică, deci e ceva natural, nu e... Înțelegeți? De asta probabil și vin. Și vin mulți cu copii, lasă cu leagă, lasă, deci nu. Reușiți să vindeți întreaga producție. Tot. Chiar mai am nevoie. Da. De asta vreau să ne mai extindem cu încă o parcelă. Vreo 5.000 de 6.000 de metri pătrați. Succesul afacerii sale vine însă din faptul că producția este 100% naturală. Deși e la voia naturii, preferă să țină substanțele toxice departe de plantația sa. Uneori mai și pierde, cum a fost de exemplu în acest an, când producția a fost diminuată cu 15% din cauza înghețului din luna aprilie. În ciuda riscului asumat, însă a câștigat încrederea clienților și cu răbdare și perseverență a ajuns să facă și profit. Așa că anul acesta a decis să mai facă un pas în afacerea sa. A accesat fonduri europene pentru ridicarea unei linii de procesare a fructelor. Care sunt intențiile pentru viitor? Intenționăm să facem o mică fabricuță de prelucrare, procesare, fructe, așa și sucuri naturale. Deci țin să subliniez că vreau neapărat naturale pentru că m-am convins cum se procesează fructele afară. Afară se procesează tot ce e adus de la noi din țară și din munții noștri, de peste tot, fructele naturale se procesează la rece, într-o presă, un procedeu simplu. Așa și în dreapta se pune, deci toată tot ceea ce se scurge din fruct se pune în niște recipienți de sucul, se pune în niște recipienți de inox, după care rămâne turta aceea, care turta aceea iar să trece într-un procedeu mai amplu, să mai pun niște substanțe chimice și să mai presează odată, care se pune într-un alt recipient, care tot un suc e. Ce pași ați făcut pentru a face și acest demers? Greu, de 3 ani mă chinui ca să ajung la proiectul acesta. Dar mulțumesc lui Dumnezeu și m-a ajutat, să știți că m-a ajutat foarte mult și primăria de la Verne și CecBank Buzău m-a ajutat. Nu zic cât de greu a fost, dar până la urmă am reușit. Deci e vorba despre un proiect european, da? Da, e un proiect european, da. Valoarea e de vreo 700.000 de euro și trebuie să-i dăm drumul. Sper ca în noiembrie să începem. Care este stadiul actual? Urmează doar să semnezi contractul. În rest, toate hârtiile și toate actele au fost depuse la fir. Doar contractul probabil săptămâna viitoare. Vorbim despre o fabrică de producție cu ce capacitate? Capacitatea va fi de 3 tone suc pe zi. Înțeleg. Capacitate mare. Și dulcețuri în jur de 1 tonă și... Deci depinde de genul de fruct, că fiecare fruct are densitatea lui. Și îmi spunea și de niște prafuri. E, asta o să fie ceva mai nou în domeniu, o să fie niște praf de fructe care ne chinuim să facem așa ceva și sper să iasă. M-am documentat, o să trebuiască niște utilaje mai speciale, o centrifugă mai specială, ar fi ceva mai nou în domeniu. Fructele le-ați vândut pe internet. Ce faceți cu produsele finite? Gemurile? Vă dați seama că sunt naționalist, loco vreau să le dau. Nu vreau să le duc în altă parte, pentru că eu m-am uitat în Kaufland, știi, câteodată iei un suc natural în care 30% e fruct, restul dextroză, fructoză și alte minuni. Sucurile noastre unde sunt? Vă gândiți la un magazin de Da, desfacere propriu vreau sau? să fac și un magazin de desfacere și vreau să încep și eu cu jalba în proțap să mă duc la fiecare magazin să zic, vă interesează un produs de al nostru sau nu? Că altfel n-ai cum. E un pas destul de greoi. Păi este și investiția e destul de mare. Vă aștepta să vă iasă așa din prima? Păi dacă nu mergi și privești înainte, altfel nici ferma aceasta nu o făceam dacă nu mă gândeam la viitor. În cei 7 ani de când a lăsat metalurgia pentru agricultură, Marian Tudor a învățat că răbdarea este cheia succesului, lucru pe care de altfel îl recunoaște și soția acestuia, care, deși inițial nu a fost de acord cu ideea plantației, acum face tot ce poate pentru ca afacerea să meargă cât mai bine.
Cum a fost pentru dumneavoastră trecerea aceasta de la o muncă de birou la agricultură? A fost un moment, cred că puțin inconștient, așa, pentru că m-a prins ideea, în sensul că îmi place foarte mult natura. Mi-a plăcut ideea foarte mult și, deși inițial m-am supărat, după aceea m-a luat valul. E visul lui Marian. Eu am mereu zic că sunt în visul lui. Recunosc că nu e în totalitate încă și al meu, dar mă regăsesc în multe situații aici, în peisajul acesta, în, chiar și în muncă. Cu ce ajutați? Pentru că v-am găsit muncind cot la cot cu ceilalți culegători, muncitori de aici. Păi, în primul rând, am urmărit să fac tot ce se poate face ca să știu ce pretenții poți să ai de la un om când vine să lucreze. Adică mai puțin săpat aici mă depășește situația, da? Și nici la legat nu prea am fost, dar cules, cântărit, distribuție, le fac cu drag. La un moment dat observ că e foarte multă muncă. Atunci mi-aduc aminte de vremurile de dinainte de fermă, când e oboseala prea mare, după care mă odihnesc puțin și revin cu drag aici. Dar cu siguranță nu regretați faptul că ați făcut acest pas. Nu regret. Nu regret și Marian spune că asta și-a dorit foarte mult și asta o să facă. Iar eu admir foarte mult oamenii care au un vis puternic. Eu, sincer, nu l-am avut până acum și nu știu încă ce mi-ar plăcea cel mai mult să fac, dar îl sprijin pentru că admir la el această ambiție și acest hobby, nu știu. Povesteau mama soacră și fratele lui că atunci când erau mici, el fugea. Stăteau la bunici și fugeau de muncile, el fugea de muncile câmpului, de mersul cu animale la păscut și așa mai departe. El citea foarte mult. Dar a ajuns tot la agricultură. Și așa l-a apucat acest drag de agricultură la 40 și ceva de ani și spune că asta își dorește să facă el de acum încolo. Doamne, o parte din fructe ajung și la dumneavoastră în bucătărie. Nu pentru a comercializa ceea ce faceți, dar pentru rude, prieteni, știu că tot timpul îi întâmpinați cu ceva bun. Și pentru noi ați adus aici. Spuneți-ne ce ați făcut din fructe? Păi, nu avem din păcate aici tot, dar se poate face un gem, o dulceață, o murată, o zmeurată. Pot să și combin fructele și ies niște minunății așa. N-am știut și se poate, dar am aflat acum că se poate face și compot din smeură sau compot din mure. Da, deci doar mă gândesc la ele și salivez. Da, sunt foarte bune toate. Cu răbdare, un sol bun și o investiție de circa 50.000 de euro, banii necesari înființării unui hectar de fructe de pădure, o astfel de idee se poate transforma într-o afacere de familie profitabilă. Primii bani vor fi recuperați abia după 3 ani de muncă continuă, însă merită. Este o nișă pe care încă este loc în România. De exemplu, în Buzău, dacă 30% din ceea ce se comercializează sunt fructe naturale autohtone, restul din import. Iar clientul simte când un fruct nu este natural.